Dacia în care eu am plecat de la spital, după ce m-am născut. Așa că e într-un fel ciudat și într-un fel drăguț să ajung să conduc mașina cu care am plecat prima dată în București. Salutare tuturor celor 140 de subscriberi de pe canalul Dacia 50 și bine ați venit la un nou episod. Dacă până acum n-ați avut ocazia să dați subscribe, vă invit să puneți pauză, dați subscribe, că am înțeles că se face butonul verde sau culoarea curcubeului, nu știu, trebuie să încercați și reveniți, pentru că în momentul ce urmează o să vedem povestea unui smeu cu Dacia. Despre ce e vorba, vedem imediat. Cine ești în 30 de secunde, dacă se poate? Păi eu sunt Mihai Ismeu, sunt student la Facultatea de Arte Plastice, sunt pasionat de imagine și cam atât. Bun. Și spune-mi, te rog, cum a început această pasiune pentru Dacia? De ce Dacia și nu orice alt autoturism? Pasiunea asta, într-un oarecare fel, să știi că mi-a fost într-un fel și transmisă, pentru că mă gândesc că îmi place foarte mult țara noastră, îmi place foarte mult România, îmi place foarte mult cum arată, îmi place foarte mult să mă plimb prin țară și m-am gândit că, în același timp, Dacia e un cel mai bun mod de a reprezenta România, mai ales România din timpurile pe mult apuse, să spunem așa. Te întreb pentru că e un pic necaracteristic, pentru că vârsta ta nu cred că coincide cu perioada în care Dacia a fost așa. Nu coincide sub nicio formă, n-am făcut nici măcar 22 de ani încă. Dar, mersi mult. Dar, în același timp, am și o pasiune foarte mare pentru mașini și pentru condus. Pasiunea asta s-a dezvoltat de foarte mic copil. Bun, atunci, ca să legăm întrebările, cum a apărut această pasiune? Care a fost declicul? Când ți-ai dat seama că îți dorești să-ți cumpere o Dacia? Declicul a fost în momentul în care m-am urcat prima dată la volan, asta la vârsta de 18 ani, când am ajuns la școala de șofer, nu știam să conduc. Și mașina de școală era o Dacia Logan, unul dintre primele modele de Dacia Logan, pe gaz. Am făcut școala pe mașină pe gaz. Și trecând la altă mașină mai nouă, la mașina pe care o conduc, pe care am condus-o de fapt, că de când am scos-o pe asta din garaj, nu m-am urcat la volan, mi-am dat seama că o mașină veche e mult mai aproape de tine, mult mai aproape de șofer, mult mai aproape de dorința de a conduce și de plăcerea asta pe care o am. Și atunci mi-am dat seama că asta e ceea ce ar trebui să conduc, o Dacia. Bun, atunci spune-mi câteva cuvinte despre Dacia ta. Să spun câteva cuvinte despre Dacia. Este o mașină cu care oricând aș pleca la drum, oriunde, oricât de departe, pentru că, exact cum vorbeam și noi înainte, ai o posibilitate infinită de a o folosi și de a o repara și de a te folosi de toate lucrurile pe care ți le oferă. Și Dacia mea e o mașină cu care ies în trafic și nu știu niciodată dacă o să ajung la timp, dacă o să mă întorc înapoi acasă întreg sau de câte ori o să se oprească pe drum sau ce fel de tactici de pornire o să trebuie să mai abordez. E un joc. Mereu un joc. În primul rând, ce model de Dacia ai? Câteva date tehnice, dacă știi. Sigur. E o Dacia 1310, fabricată în 1987, 1300 cm3 pe benzină. Primul model cu 5 viteze pe care l-a realizat Dacia. E de culoare albă, da. Un lucru pe care la început l-am adorat, acum am început să observ că fiecare mânuță, fiecare degețel se vede pe ea și nefiind metalic, e o culoare mată, rămân destul de multe urme. A fost foarte ciudat să descoper chestia asta. Și ai zis că ai tot felul de tactici de pornire. Da. La ce te referi mai exact? Prima dată când am condus mașina era noiembrie și nu auzisem în viața mea de o altfel de pornire. Poate. Și n-am auzit niciodată de șoc, n-am auzit niciodată de chestia asta care îți duce aer în carburator, nu știam. Pentru mine era, dai la cheie, se stinge un bec, pornești mașina și cam atât.
Și în momentul în care e mai rece afară, ai nevoie de, de chestia asta sensibilă, de șocul ăsta, care, care te, te induce în eroare dacă nu știi să-l folosești. Așa că am plecat cu el de acasă și în 20 de minute, cred că nu l-am mai sunat pe tata de atât de multe ori, la un moment dat mi-a zis, știi ceva, ai plecat cu el de acasă, descurcă-te. Și asta, asta pentru mine a fost chestia nouă, după care tot conducându-și, tot conducându-o, am observat că nu pornește neapărat mereu la fel. Câteodată nu se aprind becurile, câteodată trebuie să miști cutia de viteze dintre a întâia, între a doua, așa, mai lin, ca să se dezlipească electromotorul. De... Sunt foarte multe chestii pe la care nu te aștepți când pleci cu o asemenea mașină la drum, mai ales când o pornești. Chiar ultima pe care am învățat-o, pe care ți-am și arătat-o, de fapt, când am pornit mașina, e să o las în, viteză și să dau la cheie. Asta mi s-a părut cea mai șocantă până acum. Spune-mi, te rog frumos, care e cea mai dragă amintire a ta legată de Dacia? Am înțeles că asta e Dacia bunicului tău. Da, este, da? Dacia în care eu am plecat de la spital, după ce m-am născut. Așa că e într-un fel ciudat și într-un fel drăguț să ajung să conduc mașina cu care am plecat prima dată în București. Bun, având în vedere că tu mi-ai spus că ai niște planuri legate, da, legate de Dacia asta, despre ce este vorba? Ce vrei să faci mai departe cu ea? Nu vreau să o restaurez la un nivel în care să îi distrug aspectul ăsta vintage. Vreau efectiv să o mențin pe linia de plutire. După cum ți-am zis, culoarea a început să mă deranjeze puțin și parcă mă gândesc să îi dau și o altă culoare, o culoare puțin mai nouă, și vreau să o păstrez exact cât de cât în aspectul ei, aspectul pe care l-a avut de la început, așa cum o vezi și acum, pentru că n-a fost atinsă sub absolut nicio formă. Doar că vreau să fiu sigur că nu o să aibă nicio problemă pe mai departe, nicio problemă din punct de vedere rugină. Vreau să fie o mașină pe care să o păstrez foarte mult timp. Dacă nu, are deja destul de mult timp. Deocamdată, din punctul meu de vedere, e încă tânără. Da, e destul de tânără. Sunt sigur că ai observat la bunicul tău niște ritualuri de întreținere ale Daciei. Sigur. Spune-mi, bineînțeles, frumos, care ar fi diferențele de ritualuri de atunci versus acum? Chiar azi dimineață vorbeam cu el la telefon înainte să ne vedem și mi-am adus aminte de momentul în care am plecat cu mașina de la el și cele 5 cutii, mă rog, erau niște bidoane tăiate, 5 bidoane tăiate pline cu bujii pe care m-am pus să le duc în casă, în caz că se va întâmpla ceva. Diferența de atunci și acum e că mașina în timpul iernii nu o să mai stea niciodată afară. Oricum a fost o mașină care a stat destul de mult timp în garaj, de-aia încă e într-o stare ok. Și sincer, cred că niciodată n-a fost atât de mult plimbată în gol, fără niciun scop. Cred că a fost o mașină, adică în momentul în care o folosea bunicul meu, nu se plimba atât de mult cu ea, cât o folosea ca să-și îndeplinească treburile de zi cu zi. Ei bine, acum eu am ajuns să, efectiv, să mă plimb cu ea, trebuie să ajung undeva, dacă ajung mai devreme, ajung să mă mai plimb prin oraș cu mașina numai de drag. Știu că am întâlnit în rândul proprietarilor de Dacia sau nostalgicilor un lucru comun, și anume, există un miros la Dacia, da, specific, care îți trezește niște amintiri. Da, și e foarte amuzant că nu doar posesorii de Dacia le simt, ci în momentul în care m-am urcat cu mai mulți prieteni sau alte cunoștințe mașină, efectiv asta a fost primul lucru pe care l-au făcut, au ajuns să nu mai spună bună, încât să facă și să zică da. Ăsta e mirosul pe care îl voiam. Și în același timp să știi că și scaunele mi se par demențiale, nu de copil, nu mi le mai aduceam atât de bine aminte, dar că mi se pare că noi acum nu stăm într-un automobil, stăm într-o sufragerie și stăm la vorbă. Asta e senzația pe care mi-o oferă. Spune-mi, te rog frumos, dacă ai idee cam cât ar costa întreținerea ei, adică e costisitor pentru cei care își doresc să cumpără Dacia, e costisitor să-ți cumpără Dacia veche și să ai grijă de ea, sau e o soluție cheap pentru orice student care vrea să aibă o mașină? Mie, sincer, nu mi se pare costisitoare deloc, chiar la asta mă gândeam zilele trecute, când pe stradă un băiat, după ce m-a rugat foarte mult să las să conducă puțin mașina în parcare, m-a întrebat dacă îmi consumă mult sau o chestie de genul ăsta și am spus că băi, chiar nu, adică e șocant cam cât de puțin bani poți să bagi într-o mașină care te face să simți că poți să ajungi cu ea oriunde. Mai greu poate, dar oriunde. Care este suma de bani pentru care ai renunțat la mașina asta? Dacă există una. Dacă există o sumă de bani. E foarte amuzant că
am primit întrebarea asta în trafic acum câteva zile, eram la semafor și mi-a zis un, a deschis un domn geamul la semafor și mi-a zis: dacă tragem pe dreapta acum îți dau 1000 de euro pe mașină. Și am zis că nu. Sincer, nu știu dacă aș renunța la ea. Chiar nu știu dacă aș renunța la ea, pentru că am, înainte să o cumpăr chiar pe asta de la bunicul meu, pentru că nu mi-a dat-o, adică a fost o înțelegere amicală. Da, exact. Am căutat înainte piața de Daci din România și modele asemănătoare cu acesta nu le găseai într-o stare la fel de bună. Așa că acolo ar interveni alte costuri, exact ceea ce mă întrebai înainte, alte costuri de repunere pe picioare a mașinii, pentru că eu în momentul în care am achiziționat mașina asta am reușit să merg cu ea de unde am cumpărat-o până acasă fără nicio problemă și de atunci nu i-am făcut absolut nimic, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere al aspectului. Asta pentru că ai avut noroc, da, unicul tău care, da, a avut, da, exact, care a avut foarte mare grijă de ea. Păi bun, ce să zic, în principiu cam astea au fost întrebările pe care le-am avut eu pentru tine. Interviul a fost foarte scurt, un pic fulger, așa. Și îți mulțumesc mult de tot pentru, pentru timpul. Cu mare drag. Și dacă ai vreun sfat pentru viitorii posesori de Dacia sau dintre prieteni care vor să-și cumpere... Să-și cumpere cât mai repede. Asta cred că ar fi sfatul, pentru că e o altă experiență. E chiar o altă experiență de a conduce și de a fi zi de zi în trafic cu o mașină de genul ăsta. Eu, sincer să-ți recunosc, sunt un șofer destul de... îmi place foarte tare viteza și Dacia e mașina care mă învață că nu trebuie să mă grăbesc de tare. Că pot să ajung foarte liniștit în același loc. Mulțumesc tare mult, Marius, pentru timpul acordat. Cu mare drag. Ne vedem în curând. Sigur.